lungul istoriei sunt dovezi că o parte din romi au fost robi. Astfel avem robi domnești, cuprindeau pe toți robii din țară care nu aparțineau mănăstirilor sau boierilor și erau robii domnului țării și ai soției acestuia. Ei aveau dumiri specifice în funcție de meserii, după cum urmează: aurari sau rudari, lingurari, cărămidari, netoți, lăieși sau fierari, căldărari, pieptănari, zlătari sau inelari, ursari, spăitori, geambași, lăutari, ciocănași, clopotari, florărese și lustragii de ghete, etc. Romii mănăstărești se ocupau cu treburile mărunte de la mănăstire și cu lucrarea moșiilor. Numărul lor era relativ ridicat, mănăstirile având cei mai mulți robi romi. Aceștia proveneau îndeosebi în înzestrări din partea domniei, testamente, donații, schimburi, cumpărări. Condițiile lor de viață erau grele, fugind de pe domeniile mănăstirilor ori de câte ori aveau ocazia. Romii boierești cuprindeau țigani de curte și țigani de ogor. Romii de ogor munceau moșiile boierilor, iar cei de curte aveau ocupații precum slujnice sau feciori în casă, bucătărese, spălătorese, cusutorese, pitari, vizitii, birjari, cizmari, lăutari, etc. O categorie aparte o formau argații, îngrijitorii și crescătorii de animale, văcari, porcari, bivolari, hergheligii, găinărese, etc. Robii de la curte erau conduși de către un vătaf rom care era răspunzător față de stăpân de îndeplinirea obligațiilor și îndatoririlor romilor avuți în grijă.